Bunaica, președintele Sindicatului Solidaritatea 2013. Bună seara, bine ați venit, domnule Bunaica. Bună seara, bine v-am găsit. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația în această seară. O să discutăm despre nemulțumirile oamenilor, angajaților Complexului Energetic Oltenia, iată, după cea de-a doua armonizare. Noi am pus cu ghilimele acest termen pentru că pentru unii numai armonizare n-a fost, din moment ce câțiva angajați s-au prezentat deja la conducerea Complexului Energetic Oltenia, manifestându-și nemulțumirea vis-a-vis de faptul că, așa cum s-a petrecut în prima fază, în câteva cariere, una dintre ele, cea pe care o reprezentați, da, cu cei mai mulți oameni Lupoaia, s-au dat pe ochi frumoși, pe pile și așa mai departe. Adică noi nu ne dezicem niciodată de ceea ce am învățat până acum să facem, și anume să ne ajutăm aproapele, poate în dezavantajul unui alt om. Aștept mesajele dumneavoastră atât pe Facebook, pe pagina noastră de Facebook, cât și pe numărul afișat pe ecran. În măsura în care se confirmă cele spuse de mine sau puteți să mă și contraziceți, sigur aveți și acest drept. Spuneți-mi dacă la Lupoaia lucrurile sunt în regulă și ce se întâmplă cu cei care sunt nemulțumiți. Deci la Lupoaia am participat în toate comisiile. Eu zic că lucrurile au decurs normal, cum trebuia să decurgă, nu ca în prima tranșă de armonizare. În această lucrurile au decurs normal. S-au dat clasele și, adică banii, către oamenii care îi meritau cu adevărat. Nu putem să spunem acest lucru și despre cariera Rușuța. Știți, dumneavoastră, acolo am un departament de oameni, de 50 de oameni, și acolo, cum să vă spun, ca și în prima tranșă și în această a doua tranșă, domnul Roșca cu directorul de acolo au împărțit, cum se spune, mălaiul, da, dar nu eficient, unde trebuia, și către clientele sindicală, anumiți oameni. Bun, de data aceasta, cei care și-au manifestat nemulțumirea nu au fost cei de la Rușuța, au fost cei de la Roșia. Da, așa este, da. Acum în tranșa a doua cei de la Roșia. Da, bineînțeles că voci sunt și la Roșuța. Eu am avertizat directoratul să fie foarte atent, pentru că nu trebuie decât o singură scânteie. Nu că este Bunaica sau că este Roșca sau că este Bădiță. Nu mai poate controla nimeni acești oameni când se vor sătura de atâtea mârlănii făcute de... Până la urmă, implicarea este foarte mare a sindicatelor, foarte mare. Nu este ce se spune că se face între șefii de sectoare, maestrii, directori și pe urmă să fie lider de sindicatul mediator. V-am dat exemplu. Este falsă varianta, este în care fals. Sindicatele au doar rol consultativ. Este foarte fals. Nu, ei au rolul cel mai important. Dumneavoastră, în ce măsură v-ați implicat în împărțirea claselor la Lupoaia? Am încercat pe diferite meserii, de exemplu excavatorii, să nu fie o diferență prea mare, pentru că oamenii aceia sunt folosiți de la un excavator la altul, fac aceeași muncă, este normal, au aceeași vechime, este normal să aibă cam aceeași salarizare. Și așa s-a și întâmplat. A fost pe zona concasării, iarăși excavatorii și pe CAISES, pe ASG-uri, care au la fel. Îmi convine lucrul ăsta la nebunie, pentru că oamenii, nu mai zic să facă colegul meu pentru că are cu 5 clase mai mult sau cu 3 clase mai mult. Acum oamenii vor lucra altfel, va fi armonia între ei, știindu-se egal toți, pentru muncă egală, bani egali. Iarăși și pe funcțiile de lăcătuși mecanici. Nu mai sunt diferențele mari. O clasă, maxim două clase. Bun, acum nu-mi spuneți că cu o clasă, maxim două, s-au echilibrat atât de armonios lucrurile. Deci și în prima tranșă, v-am spus, au existat divergențe și cum să vă spun, diferențe, dar nu așa de mari ca la altă carieră, cum v-am dat exemplu la Rușuța, la Lupoaia. Cu a doua tranșă ar mai fi necesară una și eu zic că toți oamenii ar fi ok. Deci duci pe linia de plutire exact cum doream dintotdeauna. O grilă unică, oamenii să aibă salarizare pentru aceeași muncă aproape egală, pentru că fac aceeași muncă. Vedeți și dumneavoastră, ați văzut și pe... Acum, dumneavoastră spuneți că lucrurile sunt ok la Lupoaia, în condițiile în care la prima etapă de echilibrare au fost nemulțumirile care au și declanșat conflictul în carierele de pe zona... Da. Respectivă, unii dintre angajații de la JILT s-au și pornit pe jos, da. Repet, scânteia fiind dată de oamenii noastre de la Lupoaia. Acum, atât de frumoasă să se petreacă lucrurile, dacă ziceți dumneavoastră,
foarte bine. Deci a fost nemulțumit. Nu pot să vă contrazic. Știți dumneavoastră, anumite poate meserii, oamenii care anumite au meserii, alte argumente. Care ei au beneficiat, era un alt contract acum, de exemplu, s-au făcut alte limite de salarizare, au fost foarte mulți sunt acei mașiniști, acei oameni care fac munca de jos, ei erau considerați mașiniști flash și un fel de necalificați. Erau necalificații cariere și care nu puteau să se ducă decât până în, știți dumneavoastră, au fost duși de la clasa 6 la 10, da. Au fost de la 10, unii li s-au mai dat câte 2-3 clase, deci nici minimul pe economie. Știți dumneavoastră, a venit acea lege fiscală care i-a dus la 19 milioane, dar asta era numai așa, pentru că pe ei nu i-a afectat la buzunare, adică nu intra nimic în buzunarul lor. Erau niște bani care îi băga complexul și îi lua pe partea cealaltă. Dar spunea că tu ești la 19 milioane. Nu era adevărat. La valoarea clasei 16, cum era atunci. Deci complexul energetic nu i-a trecut. Dacă asta era valoarea, spunea Popescu Ion, să zicem mașinist, clasa 16. Nu. Nu scria nimic acolo. Numai valoarea și atât. Deci nu erau băgați în grilă. Erau pe clasele mici. Până la urmă, vreuna dintre revendicările dumneavoastră, acea listă cu 11 puncte, s-a rezolvat vreunul dintre ele? Unele dintre ele, parțial, nu toate. De exemplu, noi am cerut o grilă unică, știți dumneavoastră de mult, a venit această grilă care, din punctul meu de vedere, nu este meritul sindicatelor. Sindicatele 6 luni de zile au tăiat frunze la câmp pe acolo, nici nu s-au gândit o secundă la acea grilă, nici nu aveau variantă de grilă. Acea grilă a venit din partea administrației, cu indexarea. Pentru că nu au făcut nimic, au luat grila veche, numai că au indexat-o. Au indexat-o cu acei 19,9%, și normal, o clasă era plus suma aceea, adică valoarea era mai mare, dar oamenii știu că acei bani se vor reîntoarce înapoi către datorile către stat. Deci, normal, este un fel de alba neagră. Oamenii sunt duși acolo, pe urmă vor urma două luni de zile în care oamenii, din punctul meu de vedere, vor fi dezorientați cu acele preme, cu această premă de Paști, cu cealaltă premă care este valoarea cotei de cărbune în tichete. De-abia, prin luna iunie, oamenii vor vedea cu adevărat cât va lua în mână. Acum sunt bune și aceste majorări ale premelor. Oamenii sigur că se vor bucura până la urmă și de acestea, chiar dacă cuantumul lor nu a crescut simțitor, astfel încât oamenii să își poată permite mai multe. E în regulă dacă sunt mulțumiți. Dar de ce spuneți că la Roșiuța, pe mai departe, este o stare de nemulțumire și de... Sunt diferențe salariale între oameni, între mineri, pe același post. Sunt posturi de, să zicem, de lăcătuși mecanic, pe excavator, clasa 19. Clientelă sindicală și nașul unui șef de sector, 28. Nu mi se pare normal. Este diferența prea mare. Spuneți că oamenii nu mai au răbdare și că deja vă transmit semnale că lucrurile pot să degenereze. Ați discutat cu ei sau deci, v-au comunicat personal lucrul acesta? Și dumneavoastră că am mai avut o întâlnire la complex, nu una, trei, cu oamenii de la Roșiuța, la care am stabilit niște lucruri, nu s-au rezolvat în prima. În a doua întâlnire, iarăși, domnilor, este o problemă, trebuie să facem ceva. Nici într-a doua, nici într-a treia nu s-a rezolvat. Și pe urmă a izbucnit ce s-a întâmplat. Și după aia pe urmă a fraternizat și Roșuța, că un excavator de acolo, oamenii au fraternizat, au zis, da, domnule, și noi cerem aceleași lucruri cum le cer cele de la Lupaia și ni le dorim, nu? Trebuie să fim, să fraternizăm, adică nu să-i lăsăm singuri să se lupte. Și este bună solidaritatea aceasta pentru oameni, dar știți dumneavoastră că nu este bună pentru complexul energetic Oltenia, pentru că nu s-a livrat, s-au fost niște lucruri. Dar oamenii și-au asumat lucrul ăsta și s-au săturat și a zis, domnul, asta trebuie să facem. Un pericol la fel de mare este și frontul de lucru, domnule Bunoaica. Da, dumneavoastră știți foarte bine că oamenii în nemulțumirile spuse de-a lungul timpului atât administrației cât și în mesajele transmise către minister cât și nouă mass media, ne spun că lipsa fronturilor de lucru poate să reprezinte un uriaș pericol pentru activitatea în câteva cariere. Am aflat și eu de la cei care au fost în fața complexului ieri după amiază și au avut o discuție cu domnul director general, probabil și-au rezolvat această problemă. Că a venit liderul lor de sindicat, domnul Lădaru, am vorbit cu oamenii din 19 excavatoare de la Roșii, au merg decât două, să zicem, din cauza blocării. Iarăși, la zona Roșuța,
01, 02, altul 04 că va urma, deci s-a apropiat și n-au extinderi. Celălalt, primul de sus, nu deschide frontul. Și vin celelalte, se apropie și nu poate să înainteze, pentru că trebuie lăsată o marjă, pentru că poate pleca oricând terenul și scavatoarele pot să dărâme, pot să întâmple accidente grave și tot felul de avarii. Administrația știe foarte bine situația aceasta. În ce fel se apleacă asupra rezolvării problemei? Am văzut că și erau venit oameni, probabil, cu expropierile, cu angajările, cu pământurile. S-au implicat. Domnul director general personal a fost acolo. Au fost mulți din directorat. Chiar ar fi trebuit să am o discuție cu dânsul și de-abia la ora 18 am putut să intru la dânsul, pentru că a avut acea audiență pe expropieri, pe să le dea bani la oameni sau să-i angajeze fiecare, nu știu cum, dar erau foarte mulți. Este o prevedere în contractul colectiv de muncă, noul contract colectiv de muncă, aceasta de a angaja oameni în... Da, este și pentru terenurile pe care le cedează. Da, este și este și pentru angajații care vor să dea locul de muncă copilului pentru că este bolnav sau e un lucru bun ăsta, da. Păi este foarte bine că ce unul închide ușile angajărilor și că mai multe angajări acolo unde este necesar în producție, acolo este lipsa mare acută de oameni. Nu la TESA. Deci, vă liniștește gândul că domnul Boza a făcut anunțul cum că din cele 200 de plecări vor fi și oameni de la TESA? Deci mă bucură faptul ăsta că reduce TESA. Știți și dumneavoastră, am fost întotdeauna. Dar mulți au înțeles că am atacat pe cei de la TESA Productiv, de la unități. Nu, aceia duc greu, majoritatea dintre ei. Sunt și acolo, sunt care, exact ca și sindicaliștii, taie frunze la câini, dar nu sunt așa de mulți. Eu m-am referit sus la executiv. Știți, dumneavoastră vin angajați tot felul politice, pe varianta impres, pe toate variantele, știți, care noi nu le știm. Și ne pomenim că avem un TESA atât de voluminos, foarte mare față de muncitori. Poate ne va ajunge numărul de TESA cu cei productivi. Da. Interesant. De unde știu muncitorii ce clasă au, ce clasă au? Că la noi, la Jilț Nord, nu spune nimeni nimic. Să vedeți ce o să fie dacă nu ne mulțumește, spune un telespectator, domnule Bunaica. Ce îi spun? Eu cum am procedat? M-am dus, am negociat pentru fiecare muncitor al meu, indiferent că a fost de la Bădiță sau de undeva, mi s-a părut normal ca acel om să aibă aproape de celălalt și să fie, cum să vă spun, renumerat corect, adică bani corecți, cât poate să dea. Pentru că, știți dumneavoastră, criteriul a fost să nu depășească 350. M-am înțeles? Da. Dar puteai să-i dai omului acolo să-l duci unde trebuie și să fie egalitate între ei și să nu mai fie pe criterii cum, la Jilț sunt ferm convins, acolo e o întreagă nebunie cu lideri sindicat, mi-aduc aminte Mămăligă, mi-aduc aminte de Marciuc, Manelistul, deci e clar acolo. Și v-am spus, se implică prea mult sindicatele, deci oamenii trebuie să înțeleagă, nu fac propagandă sau sunt lideri de sindicat care sunt onești, oameni corecți. Domnul Neferu, să vină la mine sindicat, până la urmă m-aș duce și la Jilț, m-aș duce oriunde, dar aș lupta pentru oameni, ar avea o mare problemă. Te faceți și dumneavoastră ce vreți să faci. Să ducă la cineva, nu la mine. Ce fac ceilalți despre care spuneți că raporează oameni. Da, cum este domnul Roșca, e foarte greu să... Aveți așa ceva personal cu domnul Roșca? O să zică domnul Roșca, realizează aceste emisiuni special pentru a-l ataca. Eu nu vreau să fac lucrul acesta. Ce se întâmplă? Vine la dumneavoastră, pune toblița care este acolo, vă desenează un escavator, atâta știe să facă. Este jurist, e clar. El spune de mine că nu am creier, deci oricum îi spun că îl voi da în judecată pentru ca să-mi demonstreze și sunt ferm convins că se va apăra poate în proces că este jurist. Jurist de Herculane este. Îl dați în judecată pe domnul... Să nu-l dau? Păi să demonstreze anatomic pentru... că nu am eu creier în cap. Să demonstreze... Eu știu istoria lui foarte de demult și are o istorie foarte picantă. Pe la director, pe la lider de sindicat, stătea cu prosopul și le dădea prosopul când ieșeau de la baie, papucii. Eu știu cum se ducea după minci când jucau fotbal. Acum faceți la rândul dumneavoastră o serie de acuzații destul de grave la adresa domnului Roșca, pe care vi le asumați. Adică eu nu mi-asum ce spuneți dumneavoastră. Bineînțeles, da, bineînțeles. Firesc ar trebui să veniți și cu dovezi în direcția asta. Da, dacă puteți intra în direct, vă o să vă spun oamenii cine a fost, că îl știu toți, îl știm toți.
cum a evoluat, cum i-a tras scaunul liderului de sindicat și a rămas dânsul, știți, cu domnul militarul, și pe urmă când a venit nici nu l-a mai recunoscut, pe urmă a avut UPU când la mormântare să ducă că îmi pare rău, ce i-a părut rău, că i-a tras scaunul. Dar zic, asta e roșca, ce să facem, asta este și trebuie să-l asumăm. Până când oamenii își vor da seama că... O să, de cine o să vă ajute cu acțiunea în instanță? Pe cine vreți să puneți avocat? Da, am avocatul meu, care știți că eu am procese cu complex. Roșca să-mi spună și el câte procese, dacă este lider de sindicat. Să-mi spună Bădiță câte procese. Să-mi spună Marciuc, să-mi deci spună... Deci mi-e rămâns blocată pe chestia am asta. Am și pe economia la fondul de salariu deci pe 2015. Deci pe domnul Roșca, da, anatomic că... să vă demonstreze că nu aveți creier. Dacă nu am creier, da, exact. Și sunt ferm convins că va demonstra, pentru că dânsul este jurist, mi-e cam teamă puțin că va demonstra lucrul ăsta, că îl duce capul, știți? Să vă mai spun o chestiune, să vă mai spun o chestiune. Cu zilele sindicale, știți ce s-a întâmplat? Nu a fost ideea lor, pentru că nu-i ducea pe ei mintea să gândească acolo. A fost ideea domnului Rușeț, care a și recunoscut, a zis, nu vrea că... Da, e ok, a fost ideea mea, doamne, chiar am știut că dumneavoastră a fost cu ideea, pentru că pe ei nu-i ducea mintea să gândească să-mi ia zilele acum sindicale. Acum faceți la fel, adică procedați în aceeași manieră le voi lua să nu mai fie inspector, deci atenție. Să nu mai fie inspector, să meargă la munca de jos unde a fost ce, sau jurist, nu păi știu, nu le puteți lua dumneavoastră acest statut, adică doar cei din... Păi dar nu puteți, doar cei din cea companie. Bineînțeles, spune, dar nu eu, da, dar... Renunțăm la funcțiile, stați că nu se mai numesc inspector social, sunt pe protecția muncii, sunt pe 8 luni, stați niște, că nu este pe toată perioada așa, deci ei sunt pe o perioadă determinată, 8 luni, iarăși le renunțe domnul Boza, dacă se comportă bine sau nu, mai... Aia, vedeți da, și deci domnul Boza câtă inteligență are în toată chestiunea aceasta, că nici dumnealui nu poate să le dea așa în nesfârșit. Nu. Deci este o metodă foarte bună de a-i ține dânsul pe liderii de sindicat. Da, hai, nu ridica statuie domnului Boza, că până mai ieri era împotriva dumnealui. Are dreptate la lucru, aia s-a făcut dreptate doar datorită lui Bunoaica. Uite, aveți și susținători, domnule Bunoaica. Deci v-am spus că noi mai venim, mai facem cancan aici cu lideri de ăștia care vin și toți spolvăiesc ca Iurel pe aceea. Dar se poate face lucruri bune. Deci, din rău ăsta decât să construiesc. Ei sunt, cum să vă spun, sunt artiști la a face rău, dar la a face bine nu. Deci cât rău a putut să facă minerilor, dacă făceau măcar jumătate bine, lucrurile nu erau unde sunt acum. Că ei zic și vin că au câștigat, au... Nu, au pierdut. Tot au pierdut. Minerii, știți dumneavoastră, aveau cotă de cărbune, în care spunea așa, se diminua cuantum în funcție de cum mergea atunci SNL-ul, complex energetic, deci domnule, mergea prost, nu aveam cărbune. Nu mai era 10 tone, erau 6. Și oamenii înțelegeau situația asta, dar aveam contract. Și multe și multe, că știți dumneavoastră, se duceau și în vacanțe. Acum, uitați, nu plătesc să-ți plătească nici datoriile, că se umflă salariul, vin ăștia cu tot felul de legi și ți-a banii și rămâi tot... Vă salut, domnule Bunoaica, vă respect enorm, dar nu pot să plec din sindicatul domnului Roșca, deoarece mi-a promis că îmi dă post de cefelist, sunt în așteptare, nu vă lăsați. De ce râdeți? Că mie nu mi se pare de râs dacă așa... Se petrec lucrurile. Păi așa se petrec. Am doi angajați care le-a propus clase, dar el nu știe că au făcut din nou adeziune la mine. Au făcut adeziune ca să dea clase de diferențe de la 18 mai dat la 25. Pe oamenii ăia. Sau nu le dați da, numai? Că sunt mulți pe care i-a rugat. Domnul Roșca, știți că a venit la dumneavoastră, deci asta mă supără pe mine, că vine aici și spune la dumneavoastră că e foarte greu să vină în sindicat. Dar vă spun eu că umblă cu domnul David după ei prin carieră și îi roagă cu clase. I-au rugat. Acum nu mai poate să-i mai roage că s-a terminat. Îi roagă cu clase să se reîntoarcă. Ei... Păi și oamenii de ce nu se întorc? Că până la urmă asta vor. Să se reîntoarcă... Nu, unde? Vor ca să li se acorde clase și dacă li se pot da clase, foarte bine, dar nu se duc. Stai niște că și eu pentru oamenii mei m-am bătut de la Rășuța. Să nu crede că rămân ce au făcut ei acolo. Ce au făcut ei rămân pentru ei, în istoria lor, dar nu în istoria oamenilor de acolo. Eu m-am ocupat de oamenii mei și mă ocup de oamenii mei, indiferent de unde sunt. Știți dumneavoastră, mi-au luat zile sindicale, nimic, mi-am băgat concediu, nu mi-au fără plată, asta este. Oamenii mi-au zis, domnul Bunoaica, luați-vă fără plată și plătiți-vă de la sindicat zilele. Cât pierdeți, luați-vă banii de acolo, noi semnăm toți. Pentru că dumneata te duce acolo, ați văzut, toată ziua sunt pe capul lui domnul Boza. Că este invitat pe la emisiune cu domnul Bunoaica, mă așteaptă la ușă. L-aștept, că nu este o problemă, stau și până la 12 noapte. Dânsul știe că nu scapă de mine. Adică o discut, îi spun problemele, domnule, trag semnalul de alarmă. Domnule director, să nu se întâmple lucruri. Treaba dumneavoastră, dar pe mulți nu știți că Bunoaica. Ați văzut de la aceste proteste. Bacă-i PNL-ul, bacă-i Bunoaica, nici ei nu știu ce-i cu ei. Oamenii sunt.
care au făcut lucrurile astea și vor face și alte lucruri dacă totuși lideri de sindicat nu gândesc normal și nu fac lucrurile normale. Da, pentru telespectatorul care mi-a trimis același mesaj de 1 milion de ori, o să-l citesc, deși mă enervează cumplit să primesc același mesaj de atât de multe ori. Nicole a adus în fața lui Boza și a domnului Olaru oameni care ne-au făcut de râs, să urli și să țip, să înjuri pe oamenii care ne dau ceva. Problema este că te pierzi în mizeria pe care o creezi. Nu vi se pare normal că dacă niște oameni au o problemă și sunt la mine sindicat să nu-i reprezint, să mă duc cu ei? Lui se pare normal? Anormal lucrul ăsta? Este un lucru normal, eu zic că e un lucru normal. Nu, până la urmă, cred că ceea ce vrea să spună telespectatorul nostru este și faptul că s-a făcut tantam fără să se obțină nimic, ceea ce am spus și la momentul la care ați făcut acea mișcare. Am zis, doamne, în regulă, sunteți supărați, vreți ca să obțineți mai mult, poate aveți dreptate, poate că știți foarte bine cum se petrec lucrurile în carieră și că s-a comis o mare nedreptate și că vă cereți drepturile, nu mai mult, dar să renunțați fără să obțineți chiar nimic și tuturor ni s-a părut, parcă prea ușor ce deci, s-a întâmplat, unde a fost problema. Discuție, rezolvarea problemei este a doua armonizare. Deci asta este rezolvarea. Așa a fost discuția, așa va fi și așa se va întâmpla, vă spune bunăică, pentru acei oameni. Deci asta vreau să spun. Deci, bun, și acum înțeleg că Roșiuța este pe mai departe nemulțumită din ceilalți, cauza că... Da, ceilalți, da, vor fi nemulțumiți. Din cauza că nici armonizarea aceasta nu a fost făcută în favoarea lor. Adică fost, de departe, da. Spuneți dumneavoastră, da. Deși, repet, de la Roșiuța noi nu avem încă semnale că lucrurile se petrec așa cum spuneți dumneavoastră. O să vedeți dumneavoastră de acum încolo. Oamenii încă nu știu ce clase au primit. Ei nu știu, eu sunt într-un cont de umbră. Deci ei au făcut și nu știu. Deci maestrilor nu a spus, domne, dumneata e clasa asta, dumneata e clasa asta. Cum s-a întâmplat la Lupoaia? La Lupoaia, dacă lucrurile au fost normale, este și normal ca toți să iasă și să spună, da, domne, eu, oamenii mei de la sindicat, mi-am notat pe toți de la concasare, m-am dus în trei să spună, dacă nu e așa, și am spus, Popescu 22 cu tare, excavatorist, clasa cu tare, așa le-am spus. Deci îmi dau cuvântul de onoare că m-am dus între ei și am spus, mi-asum să poate mai mult, este bine, domnul președinte, este bine. Deci asta mi-au spus oamenii mei și ceilalți, pentru că s-a făcut pentru toți, nu s-a făcut o diferențiere. Bun, de asemenea un telespectator susține ce spuneați și dumneavoastră că domnul Roșca a ajuns lider săpând anumite persoane, nu vreau să le dau numele pentru că nu vreau pe mai departe să fiu acuzată de domnul Roșca de anumite chestiuni. Domnule Bunoaica, suntem câțiva angajați ai carierei Roșiuța care suntem ai dumneavoastră și nu am fost băgați de nimeni în seamă, nici măcar la cea de-a doua tranșă a negocierilor. Țineți cont că aici actul adițional al primei tranșe nu l-am semnat. Vă rugăm să luați măsuri, spune un telespectator, domnule. Asta spun, Bunoaica. Deci eu spun că am avut o discuție cu complexul energetic. Toate listele vor ajunge unde? La resurse umane, da? Și cu asta am încheiat. Deci, am mai spus, nu este ce da Roșca și cu David acolo. Nu va fi același lucru. Bun, Roșca încearcă să-și ia oamenii înapoi care au plecat la Bunoaica, propunându-le clase mai mari, exact ce spuneați și dumneavoastră puțin mai devreme. Are dreptate domnul Bunoaica, la Roșiuța și-au bătut joc de vulcanizatori, le-a dat câte o clasă sau două, iar la atelierul mecanic lui Vasine Mormodol i-au dat 18 clase. Cum se poate așa ceva, întreabă deci, un da, sunt alt Roșca. Telespectator. Am fost acolo pentru că am acei oameni și voi face un departament, va ieși acum de la judecătoria din Motru și mă voi duce acolo, le voi face un birou acolo al lor și mă voi duce în fiecare zi, atunci legal. Acum au pus oamenii de pază să mă dea afară, oamenii mă cunosc toți de acolo, ne-am strâns la poartă poate mai mulți decât înăuntru, au venit dincolo de poartă și am stat de vorbă cu ei. Dumneavoastră ați intrat într-o luptă cu da, și mă duc în fiecare liderii zi de acolo, sindicat da. Și domnul Roșca cu vechime pe acolo s-a plimbat cu mașina când în
înăuntru, când afară, când nu știu ce a vrut să facă, dar și când am intrat, vă spun, pe puțin patru maiștri pe la colțuri cu telefoanele, cu, eu nu înțeleg ce fac oamenii acolo. De, vine bunaică, anunță pe David, David anunță pe cel de la pază, scoate-l că bunaică incită oamenii, îi trimite Roșca de la Păcănele, știți, el stând la Păcănele. Ei, acum nu știți dumneavoastră că vine la din oraș, da, a venit din oraș, adică de unde a venit, acolo își pierde el timpul, nu, stai, vă repet, chiar nu mi-asum nimic din ceea ce da, spuneți dumneavoastră, dar eu știu că se duce acolo la Păcănele, da, știu și unde se duce, da. Aș vrea să acuzați, Doamne ferește, da, că facem aici o... Ok, haide să terminăm cu Roșca, deci Roșca să fie un personaj care nu, pentru mine... nu este lider sindicat, din punctul meu de vedere. Bun, scurtă pauză de publicitate, revenim în studio, aștept în continuare mesajele dumneavoastră, o să citesc cât mai multe dintre ele, pentru că așa cum procedez de fiecare dată, le acord mare importanță, le acord prioritate, problemele noastre, atunci când discutăm despre chestiuni legate de minerit și energie, sunt cele mai importante, revenim în câteva momente. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că alături de mine este președintele Sindicatului Solidaritatea 2013, domnul Nicu Bunoaica. Discutam în prima parte a emisiunii despre modul în care s-a făcut cea de-a doua armonizare. Cele 25 de milioane au fost împărțite de această dată, spune domnul Bunoaica, spun și angajații ai companiei care au trimis până acum mesaje, câțiva dintre ei, că nu au făcut rabat de la prima etapă și cam pe aceleași principii s-a făcut și cea de-a doua etapă, sigur, probabil în proporții mult mai reduse, pentru că să fi mers în același ritm ar fi însemnat un risc uriaș de declanșare a unui conflict în interiorul acestei companii. Totuși, sunt telespectatori care ne-au transmis că încă nu știu foarte clar cât a însemnat această creștere, dar dacă nu vor fi mulțumiți, aceștia vor declanșa conflicte de muncă. În continuare vin mesajele dumneavoastră, o să le dau citire, dar vreau să remarc de asemenea faptul că domnul Bunoaica a declarat război domnului Nelu Roșca, președintele celui mai mare sindicat din cariera Roșiuța, probabil, și nu greșesc când fac această apreciere, o să-l dea în judecată pe domnul Roșca și o să-i ceară să demonstreze că nu are creier la modul propriu, nu l-a figurat, da, și probabil vă veți angaja și cei mai buni avocați, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, vă luptați cu un avocat care probabil va ști să-și apere interesele. Bineînțeles. De asemenea, o să vreau să vă citesc pe mai departe mesaje. Spune un telespectator, Bunoaica, țină mai departe, aveți dreptate în proporție de 100%. Un alt telespectator, domnule Bunoaica, mă pune să mă uit la mâinile dumneavoastră și să mă uit și la mâinile domnului Roșca atunci când vine în emisiuni pentru a vedea care este diferența. Acum, sigur că nu este chiar relevant acest lucru, fiecare era postul director, pe care este încadrat. Nu? A fost un director la Roșuța care așa le trebuia oamenii, îi punea să le așa arate mâinile, femeile și astea arată cum mâinile. Stați că n-am înțeles? Le punea femeile sau bărbații, îi punea arată mâinile și le vedea, deci tu nu muncești. Da, deci pe criteriul ăsta trebuiau să se acorde Bojica clasele. Se numește. Da, foarte este interesant. Foarte interesant. Fost director la Roșuța. Da. Știu și oamenii de la Roșuța. De asemenea, un telespectator spune că domnul Roșca spune că ței să corupă oamenii lui Bunoaica. Acum, eu nu cred că dumneavoastră ați făcut o revoluție prin cariere și toată lumea vi se alăture astfel încât greii sindicatelor din CEU o să se teamă de dumneavoastră în momentul acesta. Știți, lideri de sindicat Bunoaica, puteam să fiu avem simțul și realității. Sunt lideri de sindicat și cu oamenii de la o parte din ei. Dar îmi doresc ca toți oamenii, cel puțin din zona Motru, pentru că este cea mai apropiată acolo, adică cariera Roșuța și cariera Lupaia unde sunt, este o zonă în care mă pot ocupa mai mult. Înțelegeți? Dar dacă aș avea un sindicat mai mare, aș dori și din altă parte. Până la urmă, s-a dorit un sindicat majoritar. Nu zic că îl fac eu, dar să-l facă cineva și să fie un lider, cum să vă spun, pentru oameni. Un lider care să nu se corupă, un lider care, într-adevăr, să folosească oamenii în scopurile lor pentru a obține drepturi, că până la urmă puterea sunt oamenii. Știți, când te duci în fața administrației și spui, domnule, am 1000 de oameni, pentru că mari sindicaliști, cum este și domnul Roșca, îi pune și pe cei de la Hunedoara, îi pune și pe cei de la Aur, până au avut ei din
timpul, știți că ei așa au și federația. Spune că este vicepreședintele la 10.000 de oameni și este că este în federație vicepreședinte. Eu reprezint nu știu câte mii de oameni. Dar nu-i reprezintă, nu e stare să reprezinte nici oamenii de acolo. Și nu numai el, că nu este cazul numai al lui. Toți. Vă uitați la domnul Iovan și toți. Sunt niște oameni care au alte interese, au alte preocupări, au CR-uri, au... Îi interesează pe ei să se pună rău cu complexul energetic Oltenia sau domnul Marciuc, care zic că e plin de bani. De multe ori am zis, domnule, mai opriți-vă. Gata, aveți. Opriți-vă, mai dați și la oameni. Mai gândiți-vă și la oameni. Nu. Până acum domnul Marciuc a fost singurul care a spus că dacă asta este problema oamenilor, va renunța la funcția de... Da, dar nu ați întrebat cum vrea? Cum adică? Vrea să-l pună inginer, dar pe aceeași clasă? Adică iarăși pas, adică inspector social... Aceeași mărie cu altă pălărie. Păi da, îi duce dincolo. Nu. Știți ce muncesc frații lui Roșca la Roșiuța, muncă de femei gravide, sâmbăta și duminica, la prânz, nu, la pază, la vestiare, și ea și spor de 87,5%, spune un alt telespectator. Am auzit și eu lucrul ăsta, așa este. Da. Domnule Bunoaica, cred că este greu să opri mafia de la Roșiuța, spune un nu alt este. Telespectator. Dacă vă alăturați mie sindicatului meu, vă promit că vom face lucruri. Ei, sunt multe. Deci, să vă spun, se mai poate obține și alte lucruri. Se mai pot obține și alte acesta, lucruri. Nu să așa. Vă spun. Până la urmă, oamenii aceia, da, îi folosim, să zicem, din luna septembrie într-un program de tură. Adică minerii vor lucra, cei de la livrări, cei din producție. Da? Credeți dumneavoastră că nu merită acel spor de 5,5? Se poate obține prin comisii, prin acte adiționale la contractul colectiv de muncă, dacă oamenii sunt mai mulți și se cere. Până la urmă, complexul energetic trebuie să gândească, domnilor, lucrează, se poate, există posibilitatea, haideți să le dăm. A fost articol în contractul colectiv, știți ce am făcut? Am pierdut un proces pe acest articol, care l-au schimbat în timpul jocului, adică era contractul și ei cu administrația au schimbat acel articol în care spunea altceva față de ce era în contract. N-am știut, mari lideri de sindicat, l-am întrebat pe liderul meu care reprezintă Federația Energetică de la Severin. I-am întrebat pe toți, nu știau nimeni, am semnat ceva, dar nu știam ce am semnat. Adică cum semnezi și nu știi ce semnezi? Deci oamenii aceștia sunt corupți până măduva oaselor. Cu cine vă consultați dumneavoastră? Cu domnul Feurdean, da? Ați spus că da, este secretarul sindicatului. Dar eu n-am spus că pot fi sindicatului, că pot fi cel mai deștept om și pot cunoaște toate lucrurile. Trebuie să ai consilieri. Ați văzut până la urmă și președintele și oricine are consilieri pe anumite lucruri, pe legislație, pe orice. Dar ce are domnul Feurdean? Deci ce a găsit ei la domnul Feurdean? Pentru că domnul Feurdean a fost secretarul lor. I-a apărat atâta timp, a fost acolo cu ei, nu? Ce au cu el? Este un om pregătit. Nu poate să spună că este un lider de sindicat mai pregătit ca domnul Feurdean. Astăzi am avut o conversație cu oamenii domnului Roșca, în care mi s-a spus că o să am de pierdut dacă nu o să revin la sindicatul dânsului, spune Sunt amenințări, cu asta se ocupă pe acolo. Cu asta se ocupă și dimineața când... Deci ăștia sunt în permanență, sunt prin sele de apel, și discută cu oamenii. O să vedeți voi, o să vă dăm, o să vă facem. Până la urmă că să dureze asta. Ce s-a întâmplat cu tronsoanele și șina de cale ferată care se tăia și se ducea la fier vechi din tronsoane, se confecționau trocuri pentru porci, apropo, cu cât mai faci trocurile? Vă întreabă este un telespectator. Eu lucrez la atelierul mecanic în Sudor. Nu știu, nu cunosc. Da, ați mai primit la un moment primit, dat. Da, este cineva care face lucrurile astea. Da, da, mă rog, să demonstreze direct sau indirect de faptul că vă ocupați cu fier vechi. Da, este cineva, că... probabil, nu știu, că eu nu lucrez la UVA. Deci cu mâna pe inimă spuneți că n-aveți nicio treabă cu... Nu, n-am nicio treabă eu, da. Să fierul vechi de pe acolo. Da, bineînțeles. Bun. Să vină Bunoaica la Roșiuța să stea de vorbă cu vulcanizatorii, să se uite la mâinile lor, dar să-l ia și pe Roșca. La Lupoaia, la vulcanizatori, aveți tech pe set, pentru seturi. La Roșiuța nu este așa ceva, deși sunt seturi mai mari. Oamenii vor să treacă la sindicatul dumneavoastră. Ce se întâmplă acești vulcanizatori? Să se ducă la Roșca și la directorul David și să-i spună așa, este o hotărâre de directorat în care spune următorul lucru.
sudori, vulcanizatori, strungari, sunt meserii deficitare. Aceste meserii pentru a atrage oamenii, pentru că mulți au fugit de acolo. La vulcanizări este foarte greu. Stau în uroi cu un cort, curge pe ei și iau seturile în mâini. Deci sunt în pericol, zic, de vulcanizatori. Sudorii la fel au, cum să vă spun, tuburi grele de 70 de kilograme prin oraie, prin... Și de aceea a zis complexul, mulți au fugit. Au fugit din sudor, s-au dus la lăcătuși mecanici. Am zis, mai bine stau cu clasa care mi-o dă, stau lăcătuși mecanici pe excavator, am o bandă în primire, de-aia am grijă, dar nu ridic, nu fac, pentru că mulți am sudor la mine la atelier care are un singur rinichi. Din cauza asta a răcit puternic și a fost operat și are un singur rinic și în continuare lucrează omul acela, da? Și sunt mulți, mi-au murit sudori acolo, au făcut la gât din cauza noxelor și nu le-i rușine la lideri de sindicat că le-au luat, aveau laptele acela și atunci le-l furau și îl duceau la port și câte făceau și îmi spune mie de anumite lucruri. Deci să spună oamenii ce au avut și ce nu mai au acum. Și deci să se ducă la David, îi rog eu frumos, este hotărâre de directorat în care ei trebuie să aibă clase mari. Chiar peste media pe această meserie. Să uite la medie și să spună, domnilor, noi de aici încolo trebuie să avem clasele. Pentru că e hotărât de directorat. Acest lucru s-a discutat în directorat. Directoratul știe. Bun, dumneavoastră spuneți că pe mai departe sunt oameni care au clase mai mici decât clasa minimă acordată prin hotărâre de directorat? Deci eu spun... Eu asta am înțeles, deci e posibil. Meserile deficitare care veneau enumerat. Acele meserii trebuie să treacă peste medie, pentru că sunt meserii care nu mai sunt... Deci este hotărâre de directorat, de directorat în, da, în sensul acesta și nu și este aplicată pentru că nu vrea cineva. Bineînțeles, da. Au zis că se dau 120 de lei la negocieri, la vulcanizatori s-au dat 60 de lei. Unde sunt restul de bani? La clientela sau poate la nașul șefului de sector sau fiind ce este tipul acela cu 28, poate Mare și Roșca câțiva maestri, că așa face, îi promovează. El pe la comisii discuta de maestri, un maestru de la vulcanizare, poate îl cunosc și nu mai rețin numele, toate ziua spunea, inginerul X nu are nu știu ce, dar n-a discutat niciodată de mașini, de să dispară acea meserie, n-a discutat de lăcătuși și din carieră, niciodată în comisii, numai de ingineri și de maestri. Pentru că de ce? El ține oamenii cu acești oameni puși în funcții, cu ingineri și maestri puși în funcții. Nu toți pot să spun că sunt la fel, poate unii sunt până la urmă, o fi fost promovați de ei, dar are inimă și gândește altfel față de el. V-am spus, este un artist la face rău oamenilor, este un artist. Bun, domnule Bunoaică, aduceți-i aminte domnului Boza că atunci când am fost cu pancartele la gât, ni s-a promis o negociere corectă. Atenționați-l că nu a făcut așa ceva și vom fi din nou în fața complexului Oltenia, vă transmite un alt telespectator. Deci, încă o dată, repet, am spus. Deci ce acolo nu poate fi cu ce se va veni și se va hotărâ la complex. Listele vor veni către complex și va fi altceva. Bun, vin foarte multe mesaje împotriva domnului Roșca. Chiar o să vă rog să nu mai îmi scrieți despre domnul Roșca, pentru că nu vreau să se interpreteze în niciun fel această ediție a emisiunii Gorj Obiectiv. Chiar nu vreau să se înțeleagă că personal aș putea avea ceva cu domnul Roșca și că l-am invitat pe domnul Bunoaica pentru a face paradă cu acuzații împotriva domniei sale. Sigur că domnul Roșca oricând are ușa deschisă în studioul TV Sud și oricând dorește domnia sa este invitat aici la emisiunea pe care o realizez atât eu, dar și colegii mei sunt convinsă că ar fi interesați de o dezbatere cu alături de domnia sa, chiar dacă ar fi așa prin absurd, ați participat la o dezbatere cu domnul Roșca. Dar de ce nu? Rămâne să... De domnul Roșca chiar ar fi o idee bună să facem o dezbatere dacă considerați că domnul Bunoaica se ridică la nivelul la care spuneți că sunteți în rândul voastră. Fiecare cu atitudinea pe care o are. Bun. Pe mai departe chiar aștept de la dumneavoastră orice alt mesaj, dar nu să conțină numele domnului Nelu Roșca, un om cu care de altfel am colaborat până în acest moment și pe mai departe mă aștept la o bună colaborare. Compania a notificat Guvernul României cu privire la programul pe care care va debuta cu privire la instalațiile care vor fi puse la grupurile energetice, domnule Bunoaica. Așadar, dați o bulă de aer și celor de la Hunedoara. Este și o hotărâre a Guvernului în direcția aceasta. Le asigură 400 de megawatt, sigur, pentru
companie pentru CO 400, în momentul acesta 400 de megawați e inimaginabil de puțin, deși în anii trecuți ăia 500 tot așa garantați prin hotărârea guvernului erau foarte bine văzuți. Ce va însemna asta pentru complexul Oltenia? Eu zic că mai puțin bani și sper că directorul general să știe să drămuiască acești bani, să ne continuăm activitatea într-o situație de normalitate și sunt ferm convins că va veni și timpurile mai bune, adică vor veni perioadele acelea secetoase în care se va schimba aceste procente și se va cere energie. Știți dumneavoastră că întotdeauna complexul energetic Oltenia a fost colosul care a ținut siguranța sistemului energetic și nu poate fi dat sub nicio formă la o parte din acest conglomerat de energie de toate felurile. Este de o importanță național. De aceea rog și eu ca un lider de sindicat mai mic sau cum mă cred alții mai mare sau mai mic, toți oamenii politici să-și îndrepte privirea către el, să discute acolo unde am numit, unde am trimis la Parlamentul României referitor și la cele certificate și la să suporte și statul până la urmă ceva bani pentru a putea să supraviețuim. Cred că va face un lucru bun. Nu cred că guvernul României va dori ca acest complex să dispară din această piață a energiei, care este vital din câte am mai spus și până acum și știm cu toții că așa, asta este un mare adevăr. E adevărat că și-a demonstrat importanța pe piața de energie. Sigur că în plan național se discută despre o continuitate a activității miniere în următorii nu știu câți 10 de ani. În ceea ce privește discuțiile în plan internațional, acestea sunt pe un ton ceva mai pesimist și toată lumea vorbește de energia regenerabilă ca fiind cea care va asigura viitorul, nu știu, mediu și lung. Un telespectator întreabă de ce nu se afișează grila de salarizare cu clasele minim, mediu, maxim pe funcție, așa cum se făcea de mult. Vorbesc de cariera Roșiuța. Ce se întâmplă la cariera lui Paia? Am intrat în posesia contractului colectiv de muncă. Pe fiecare excavator am xeroxat cât un contract și l-am dat la fiecare excavator. Excavatorul 011, pe fiecare excavator, pe concasare, pe abzețere, pe ateliere și fiecare om s-a dus acolo înainte de această armonizare și s-a uitat. A deschis unde sunt eu. Revizii mecanice, lăcătuși mecanic. A văzut de unde se încadrează și până unde. Știți? Că în momentul în care eu cu noi că am venit și am spus, domnule X, aia e atâta clasă, el s-a uitat acolo și a zis, da, domnule, eu sunt la medie sau unde sunt. Și a văzut poziția acolo, o știa. Așa, vedeți, la Roșuța, iarăși trecem la Roșca, care am zis că ar trebui să mai discutăm de el. Ar fi trebuit să informeze, pentru că omul, dacă are informație, eu le-am dat la oamenii mei de acolo, poate să spună lucrul acesta. Contractul l-am dat și ceilalți care mi l-au cerut. M-am întâlnit cu mulți oameni prin oraș, mi-au zis, domnul președinte, dați-mi și mie, vă rog frumos. L-am trimis pe mail, poate l-am și printat și l-am dat. Pentru că mi se părea normal ca și ei să știe, să nu stea într-un cont de umbră, dar majoritatea de acolo nu cunosc acestea. Trebuiau afișate, este clară. Și discuția unei grile, când se hotărăște într-o comisie, nu vă prezint eu contractul, dar după ce îl semnez. Nu așa trebuie. Fiecare articol care se discuta în acel contract, până și grila de salarizare, care vedeți dumneavoastră, nu cunosc oamenii nici acele limite, trebuia, înainte de a fi parafate ca normale, cum zic ei, între administrație și sindicate, să fie undeva discutate sau opuse. Domnule, uitați pe ce se merge. De aici, aici. Da. Pentru că am promis că nu o să mai citesc nimic despre domnul Roșca. Prima parte a acestui mesaj o voi trece cu vederea și o să vă spun ce scrie în partea a doua. Vă rog să-l anunțați pe domnul Boza că vom fi din nou cu pancardele la gât dacă nu se va rezolva să primim clase așa cum scrie la grilă. Deci, iată, Boza, telespectator. Eu sper că n-am mințit în ultima întâlnire care am avut-o cu oamenii și sunt sigur că n-am mințit, pentru că s-a gândit de mai multe ori, s-au întâmplat prea multe lucruri și domnul director s-a dat seama că trebuie să facă ceva. Să intervină aici. Când vor veni clasele de acolo, vor interveni aici. Haideți ca să vă mai întreb ceva. Această etapă s-a finalizat, domnule
S-a trimis la complexul energetic. S-au trimis la complexul Oltenia. Ce s-a întâmplat, domnul Noica? Într-un directorat se finalizează. Domnul președinte, ce s-a întâmplat în prima etapă când s-au trimis listele la complexul Oltenia? S-a modificat ceva? Situația de acolo. Nu s-a modificat nimic. Nu, dar nu au fost aceste, nu s-au întâmplat aceste evenimente până la urmă. Care aceste? Nu știa de frica oamenilor, domnul Boza și directoratul companiei, adică nu luaseră pulsul în carieră să vadă până unde pot. A fost o pană dată administrației, să fim serioși, adică de oameni, nu? A zis atât, cât ne mai... Gândește bine ce faci, nu? L-a tras un pic de... Și situația se trimite de acolo, de la Roșuța, vine la resurse umane să ia fiecare om individual pe meserie și probabil domnul Olaru va fi și domnul Boza, care vor fi acolo, vor zice, nu, aici mai punem, aici nu, aici da. Și pe urmă va intra într-un directorat totul. Adică eu mă gândeam că de data aceasta problemele chiar nu vor mai apărea, din motiv că administrația a impus niște direcții clare. Care nu se respectă. Care spuneți noastră că nu se respectă. Da. Bine. Aveți dreptate, s-au dat clase la cei cu abonamente, adică la cei care cotizează. Cum adică la cei, la cei care cotizează unde? Unde să cotizeze? Nu știu asta. Unde putem să cotizeze? Nu știu, adică... Nu știu. La Roșiuța, dar oamenii lui Bunoaica au avut grila. Păi dați-le și celorlalți, dacă tot ați avut acces la aceste grile. Că tot grila, ca să știe oamenii unde și ce să lupte. L-am pe domnul Neamțu, este vicepreședintele meu, va fi președinte acolo de departament. Este un băiat luptător, dar are presiuni din partea lui domnul David, pentru că federația l-a mandatat să fie acolo în comisii. Bun. Și nu l-a lăsat, că el trebuie să ducă la muncă. Deci, din cauza lui Roșca... Tot Roșca vine și spune, nu-l băgă în seamă, că mă trec și noi. Ce oameni. Se întâmplă dacă nu semnează, întreabă un telespectator, o întrebare extrem de pertinentă. Se vor face niște comisii, probabil așa ar trebui să fie, niște comisii la nivel de MC-ul, în care va fi luat angajatul și se va discuta că va fi o altă negociere, dacă nu semnează. Păi, bun, negociere înseamnă să mai lași de la tine, dar să și primești ceva. Sau să primești ceva, da. Și ce fac dacă toată lumea va proceda la maniera aceasta? Adică nu semnează nimeni și toți așteaptă să fie chemați în comisia de negociere. Sunt convins, complexul va avea niște bani deoparte pentru aceste lucruri. Știți că, ce zic, nu vin toți, vin anumite persoane, un anumit număr, mergem, îi rezolvăm, eu știu cum, dialogăm, le mai dăm, le mai, eu știu. Bun. În revendicările dumneavoastră, domnule Bunoaica, pentru că eu nu pot să renunț la ele, au fost lucruri pertinente solicitate acolo, repet, din păcate nu a fost respectate nici sau nu s-a realizat niciunul dintre punctele. Sunt promisiuni, da, sunt promisiuni. Bun, spuneți-mi despre investițiile în cariere. S-au început în vreun fel, totuși, iată, suntem în luna aprilie, timpul este extrem de prielnic pentru a începe lucrările. În afară de drumul acela de acces, se face ceva sau pe mai departe dumneavoastră vă notați prin noroaie pentru a ajunge? Investiții nu s-au făcut. Promisiuni sunt că se duc niște bani către investiții, dar nu s-au făcut, nu s-au început niciun fel de investiție. Nimic. Escavatorile sunt în aceeași. Suntem în luna a patra, ca să zic așa. Deci mai puțin spune, și ne apropie de jumătatea anului. A zis că și directoratul spunea, investim, avem bani în investiții, o să vină X să facă nu știu ce. N-a venit. S-ar putea ca și de data aceasta, din cauza normelor impuse de Uniunea Europeană, conducerea complexului energetic Oltenia să-și îndrepte din nou atenția spre partea de termo. E posibil? Da, la termo, știți, dumneavoastră s-a investit foarte mult și se investește în continuare pentru a... Absolut în regulă. Da, pentru că absolut în regulă. Poluarea o reduce aproape de emisiile zero, de CO2. De CO2, da. Certificatele acelea care au costat atât de mult și care au slăit de putere companiile din România. Știți dumneavoastră că care vin și spun termocentrala mea face drege, dar să ne gândim că nu putem băga paie de greu sau nu știu, trebuie să băgăm cărbune și cărbune trebuie să le exploatăm. Cu ce? Cu excavatoare, cu oameni, nu? Cu utilaje care și ele trebuie investit, trebuie anumite piese, că nu putem să cărpim la infinit. Cărpește un lucru odată de 10 ori la mână, nu mai îl poți cărpi. Îl dai jos, n-ai ce să mai faci cu el. Pentru că uzurile sunt în permanență din ce în ce mai mari, zgomotele sunt uriașe, un reductor uzat
are un zgomot mai mare decât unul care este nou și funcționează cu uleiul. Că poate nu s-adun nici uleiurile care trebuie, sunt reciclate, sunt uleiuri. Un ulei își pierde proprietățile, trebuie să aibă și de ungere și de răcire, nu numai să facă ungere. Deci nu poți folosi de pe timpul SNL-ului, îl tot decantezi, îl pui în reductor, îl iei de acolo, îl pui dincolo. Nu așa se face. Trebuie uleiuri noi. Deci să aibă o fișă, orice reductor spune, domnule, atâtea ore sau a funcționat, ăsta nu mai e bun, îl ducem, unde îl ducem, în reciclare, să facă ce vrea, că alt ulei nou, să zicem, ca acele reductoare să funcționeze la parametrii normali și uzura să fie mai mică. Lucru care spuneți dumneavoastră că de departe nu se petrece în momentul... Deocamdată nu. Deci nu se vede nimic. Dacă s-ar vede, lucrăm în producție. Poate văd liderii de sindicat în Aqua de undeva, dar noi, eu nu văd cel puțin, pentru că lucrez acolo, sunt la partea mecanică și dacă ar fi o treabă de revizie, aș participa la ea. Da, telespectatorul mă lămurește cu privire la ce înseamnă să ai abonamente și spune așa că sunt oamenii șefilor, care primesc aceste clase, asta înseamnă a avea asta, dar păi, știți, și anumite posturi, eu chiar acum este un post la Lupoaia, la un sector, în care un șef de sector a trecut pe altă funcție, pe partea electrică, și este un post liber. Am spus, domnule, dar de ce nu e transparent? Spune, domnule, este un post liber, să candideze toți. Puteți să aveți și dumneavoastră, domnule director, un nepot sau cineva. Să participe, că nu se pune aia, dacă să fie niște criterii, nu stabilite de cine, de complex energetic, da? Dar să participe toți acolo, nu? Să fie și... Știți cazul, situația de la Roșia, da? Cu acel... Vedeți că apar, da. Exact. Dar credeți că e singura? Cazul în care a fost pus pe funcție. Sunt multe cazuri. Dar sunt convinsă, dar nu sunt aduse la cunoștință. Suntem la final, un ultim mesaj. Dacă se întâmplă un accident de muncă sau poate ia foc o bandă sau un excavator și mașinile de intervenție nu pot să ajungă din cauza căilor de acces, cine e tras la răspundere? CEO sau cei care eliberează autorizațiile de funcționare? Ori repetăm cazul colectiv? No, cred că o mare responsabilitate va avea conducătorii de formație, pentru că complexul energetic dau tot felul de dispoziții, de hârtii, se completează. Lucrurile pleacă în regulă de acolo, dar... În regulă, zice, știi, noi nu, domnule, ce feliți, de ce ai pornit, dacă e subiectiv sau dacă, știți? Și deci, practic, fiecare pe răspunderea lui. Bineînțeles, da, și fac cu ce feliți. Asta este, dar este o anomalie lucrul ăsta. Trebuie să ai drumuri de acces, trebuie să ai, încă nu înțeleg, dar n-au contracte, n-au nimic cu piatră, cu nimic. O dau acum că mută benzile de pe o zi pe alta. Eu nu cred că mută chiar așa de des. Suntem la final, domnule Bunoaică, vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune, să aveți sărbători fericite, atât dumneavoastră, cât și angajații complexului energetic Oltenia, să aibă sărbători cu liniște. Probabil se va lucra în toate această perioadă. Oameni programați care vor lucra... Bugetarii stau acasă liniștiți pe salarii foarte frumoase, iar dumneavoastră la foc continuu. Să producă energia care este atât de necesară în casele noastre. Eu le urez la toți minerii și energeticieni un Paște fericit și să dea Dumnezeu să ne deșteptăm după acest Paște și să încercăm să facem niște lucruri bune pentru noi, pentru oameni. Până la urmă și eu sunt tot un miner ca și ei, nu sunt altceva. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc doamnelor, domnilor, pentru atenție, pentru mesaje. O să ne revedem și mâine seara, sigur, tema va fi în acord cu Vinerea Mare. Săptămâna viitoare, sigur, o să reluăm seria emisiunilor în care vom dezbate problemele legate de complexul energetic Oltenia, toate cele bune.